Organizația Generația Unită invită cetățenii pe data de 30 octombrie la un marș de comemorare în memoria lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Potrivit organizatorilor evenimentului, marșul va începe la ora 17:30 de la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit Bănulescu Bodoni. Participanții vor mărșălui până la statuia lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde vor aprinde lumină și vor depune flori. Vă amintim că în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, mașina cu care se deplasau Ion și Doina Aldea Teodorovici din România spre Republica Moldova a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau 4 persoane, șoferul și însoțitorul său au scăpat cu viață, în timp ce Ion și Doina, aflați pe bancheta din spate, nu au supraviețuit.